Vreau să vă spun că formula asta rămâne de acum de bază. Țineți aminte? A plus B totul la a doua. Deci A plus B totul la a doua e diferit de A ori B totul la a doua. Ridicăm pe fiecare la pătrat, cum ai zis tu, numai când e mulțire. Dacă e o adunare, uite, înseamnă și ăsta la pătrat, de două ori ăsta, ori ăsta, și plus celălalt la pătrat. Vă întreb de acum formula. 18. Nu, da, 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 la B, ne, acum ne trebuie, o pun în practică, domnul profesor, la B. 3 radical din 2 plus 2. 3 radical din 2 plus 2. Pe lângă 3 radical din 2 plus 2. Pentru că 3 radical din 2 plus 2. Acum vedem dacă au înțeles. Egal cu 3 radical, egal cu 3 radical din 2 plus 2 la 2. Da. Plus 2, totul la a doua, măi copii. Exact. Ah, de ce greșești? Exact. Că tot mă bun copii cu mine. Serios, ușor, ușor. Măi copii, totul la a doua. Da. Totul, pentru că se repetă, da? Dar cine e la acum? La comandă. Adi, tu ești. Adi, tu, Adi, tu erai. Tu erai, Adi. Hai, zi formula, acum aplic-o. 3 radical din 2 plus 2, totul la 2. Așa, și pentru e doar 1. Pentru că dăm 1, adică dăm pe aia cu aia. Uite aia formula. Atenție. Sunt acolo. Ăsta e A-ul. Ăsta e A-ul. Ăla-i B-ul. Și ăla-i B-ul. Și aia pătrat plus 2 la B plus 2 la 2. Așa, o aplici. Ai înțeles? Plus 2... Egal cu. Egal cu 2 pe l... Ce 2 pe l... 3 radical din 2, totul la a doua. Așa, aua. 3 radical din 2, totul la a doua. Da. Plus 2 pe lângă. Da. 3 radical din 2 plus 2. 3 radical din 2, ori 2 mai. Ori B. Așa, ori 2. Deci ăsta e A-ul. 2 A, B. Ori 2. Și ăla-i B-ul. Plus... Plus... Plus 2 la 2. 2 la 2. Și începem lucrul acum, că știm să facem de astea. Corect. Da. Înainte nu puteam să facem. 6 radical din 4, adică... Cum 6, măi, Adi? Cum 6, ci 3 la 2. 3 la 2 cât e? 9. 9 ori 4, adică 3 și 6. 9 ori 2. 9 ori 2, așa. 9 ori 2. 18. 18, corect. Plus totul, adică... Așa, 6... Ori 2 ăsta, da. Că n-are obligația subradical, deci 2 ori 3, 6 ori 2, plus 12 radical din 2, și plus 4. Și adunăm 18 cu plus 4 face 22, plus 12 radical din 2. Așa îngheață. Acum Tudor, tu, să văd dacă ai înțeles. 5 radical din 2 minus 3, pe lângă 5 radical din 2 minus 3. Minus 3. Da. Și vine egal cu 5 radical din 2 minus 3 la totul la puterea a doua. Și da, este formula egal cu 5, ăsta e A-ul. 5 radical din 2 la a doua. 5 radical din 2 totul la totul la puterea a doua plus. E cu minus formula, domnul. Lasă-mă. Plus. A, da, minus. Nu, mă, că așa zicea, cu plus de două ori. Plus, plus de două ori. De două ori. 5 radical din 2. Ori al doilea, dar al doilea este minus B. Ori... Da? Ori minus 3. Ori minus 3. Ori minus 3, că al doilea acum nu mai este cu plus, ci este negativ. Ori minus 3. Plus, plus partea a doua la pătrat, adică minus 3. Minus 3 la, totul, minus 3 la puterea a doua. Corect. Și egal acum acum. Și este egal cu 5 la puterea a doua, 25. Da. 25 radical din 2. Dar radical din 2 la a doua. 5 ori 2. Da. Plus. Plus. Stop. Să-mi pun numerele să le mulțim. 2 ori 5. 2 ori 5, 10. Ori minus 3. 10 ori minus 3. Minus 30. Minus 30. Deci minus 30. Radical din 2. Radical din 2. Minus 30. Cam și tot așa îngheață. Așa îngheață. Stai așa puțin. Mai am încă. Și este egal cu... Nu, nu, nu. Plus... Uite, mai avem încă. Minus 3. Plus... 3... Plus 9. Plus 9.
Și egal mai departe. Și este egal cu 25 ori 2, 50. 50 plus 9, 59. 59 minus 30 radical din 2. Iată răspunsul. Ăsta am zis. Da. Așa? Nu mai putem face. Dar nu le dăm și cu minus, domn profesor? Eu mă grăbesc să dau. Dacă eu țin cont că B-ul e negativ aici și fac chestia asta, în final copii se bate acel minus tocmai aici. Deci minus 2AB când B-ul e negativ. Când ia minus B totul la 2. Da. Ia pătrat, deci, minus 2AB, deci minus am, ca, dacă vreți, punem varianta cu minus și minus și aici. Minus. Ați înțeles? Da. Deci când e cu plus A pătrat plus 2AB plus B pătrat, când e cu minus, minus 2AB. Da? Minus 2AB. Da. Dar minusul acela, am vrut să îl explic, că vine din cauză, minusul acela vine din cauză că B-ul e negativ. Și la mulțire plus cu minus e minus. Da, asta dar e mă gândesc să nu greșească, știți, domn profesor? Și că îi convingem că așa este cu formula asta, făcând A minus B totul la pătrat. Hai să o demonstrăm. A minus B totul la pătrat egal cu A minus B pe lângă. Pe lângă A minus B. Corect. Și egal, adică... Zi-te tu, tot, dar cine la vrea? A la doua. A la doua minus... Deci A la doua minus da. A ori B. Da. Unde cu minus, minus A B. Acum am terminat cu A, vine minus B la cap, de la cap. Da. Minus B ori A. Minus A B. Da. Minus A B. Și minus B ori plus minus B, plus B pătrat. Plus B pătrat. Și egal cu A pătrat. A pătrat. Rămâne așa că nu mai am. Minus 2AB. Minus 2AB. Plus B pătrat. Plus B pătrat. Ați înțeles? Da. Și foarte simplu. Am un exercițiu, domn profesor. Corect. 1 minus radical din 3. Hai, de la același. 1 minus radical din 3, da, mai. B-ul. Pe lângă 1 plus radical din 3. Ah. Pe lângă? 1 plus radical, radical hai, hai să le mulțim. Hai să le mulțim, domn profesor. Exact. Hai zi, voi, Adi. Hai, Adi. Începem cu 1 da. Și mulțim pe cu tot celălalt. Dar nu zicem 1 minus... 1 ori 1. Nu, tu mulțești. 1 ori 1, 1. Nu prea mă percepe la asta. O secundă. El a vrea o idee și ne te punea pe tine că am descoperit o greșeală la el. Tu zici, nu zicem 1 minus... 1 minus... Nu zice radical din 1 minus 3? Nu. Adică de ce nu-l băgași pe 1 ăsta sub radical? Da, corect, nu? E tot 1. Ce, 1 la așa pătrat? Așa e, Adi. Așa e, Adi. Da, bravo, bravo. Ai știut, bă. Faci da. Matematică din nou. Adi, deci acestea sunt două numere. Dacă ai fost 1 mulțit, ai introduce într-o gem degeaba, nu mai avea niciun rost. Dar 1 minus, n-are mai, suntem la mulțirea doi termeni cu alți doi termeni. Și începem, ăsta de aici cu toți ceilalți, ăsta de aici cu toți ceilalți. Da? Începem. 1 ori 1. 1. 1 radical din 3. Radical din 3. Deci plus radical din 3. Că e 1 ori plus radical din 3, plus radical din 3. Și am terminat cu 1, că nu mai sunt aici termeni. Da. Încep, minus radical din 3 ori 1. Minus radical din 3. Minus radical din 3. Și minus radical din 3. Minus radical din 3 la 2, adică 3. Minus 3. Și dăm mai departe. Păi se simplifică plus... reduc mai. Se reduc. 1 minus 3 egal cu minus 2. Mirna, tu n-ai înțeles din astea, nu? Băia. Ai înțeles? Mai, Mirna, să mai dau ce acum. 1, 2 minus radical din 5, Mirna. Pe lângă 2 plus radical din 5. Egal cu 2, 4. Vorbește, mă dână. Egal cu 4. 2 ori 2, 4. Plus. Plus ce? 2 radical din 5. Plus 2 radical din 5, foarte bine. Și ai terminat-o cu 2. Minus. Da. Radical din 10. Ei, da. Da. Că 2 ăsta e singur. Radical din 5 ori 2. Adică minus 2 radical din 5, ca să nu mai greșim. Minus 2 radical din 5. Minus 2 radical din 5. Minus... minus, minus radical din 5. Minus radical din 5. Minus? Radical din 5 la a doua. E radical din 5 sau radical din 5? 5. Nu. Așa? Minus radical din 5 ori...
radical din 5, deci minus radical din 5. Adică 5. La a doua, adică 5 va fi. Și face din nou virunatul, continuă 4. Și egal cu 4. Ăștia se reduc. Da. Și 4 minus radical, 4 minus 5. 4 minus 5. Minus 1. Și egal cu minus 1. Și terminat, e ieșit. Da, dar ceva ții tot nu ții clar, nu mi rog. Facem încă 1. Încă unul, eu până am când, văzut-o, că nu, pentru că vreau să fie precizie totală pentru toată lumea. Atenție! 3 minus 2 radical din 5, da? 3 minus 2 radical din 5, pe lângă 3 plus 2 radical din 5. 3 minus 2 radical din 5, pe 3 plus 2 radical din 5. Miruna. Avem 3 ori 9. Deci egal mai departe cu 3 ori 3, 9. 9 plus... eu aici cu... deci am plus... Așa, ăsta am minunat, cu ăsta am nemulțit, da? Da, și pun plus de încoarcizi, îmi pun semnul de ori... 3 ori 2. 3 ori 2, 6. 6 radical din 5. Plus 6 radical din 5 pentru minunat. Ăsta de aici e cu plus. Primul 3 cu plus și al doilea cu plus. Că plus cu plus la mulțime este plus. Da? Da. Deci plus cât am zis, plus 6 radical din 6 radical din 5. Și am terminat cu 3-ul. Da. Am epuizat. Acum începe al doilea. Minus 6 radical din 5. Așa, vreau, minus cu plus, nu? Da. Minus 6 radical din 5. Minus 2 radical din 5 plus 2 radical din 5. Minus, semnul e minus, nu? Da, minus. 2 radical din 5 plus 2 radical din 5, 2 radical din 5, minus 2 radical din 5 la a doua. 2 radical din 5 totul la a doua. Bine? Uitați, v-am spus, vă opăr mai departe cu 9. Egal cu 9 plus 6. Minus 6 se reduc. Da, și 9 minus 2 radical din 5 la a doua. Adică? Adică 9 minus 2 ori 5. Ei, da. Păi 2 ori 5 la a doua. Minus 1 minus 4. 4 minus 4 ori 5. 9 minus 4 ori 5. 4 ori 5. Egal 9 minus 20. 20 egal cu minus 11. Mai facem că totul minunat faci până când mă convingi că mergi clar. Minus 7 plus 3 radical din 5 pe lângă minus 7 minus 3 radical din 5. Egal cu 49. 49, că e minus 7, minus 7. 49. Plus 7 ori 3, 21 ori radical din 5. Hai zi, faci 21 radical din 5. 21 radical din 5. Minus 7 ori minus 3, face plus 21 radical din 5. Da. Plus 3 la plus 3 radical din 5 minus 7 minus 21 radical din 5. Minus 21 radical din 5. Ai început acum cu 3 radical din 5, se mulțești, da? Da, da. Minus radical din 3 ori radical din 5 la a doua. 3 ori radical din 5 totul la a doua. Da. Și egal cu plus 21 radical din 5. E tare curios, totdeauna se reduc ăștia. Se reduce. E foarte curios. Până acum, totdeauna se reduce așa. E formulă, eu știu, domn profesor. 49. 49. Minus 9. 9. Ori 5. Și egal cu 49. 45. Și egal cu 3. Așadar. Egal cu 4. 4. Ce faci de aici așa? Păi te-am vrut să vadă dacă îmi doi dormim în bancă. Uh-huh. Sigur. Ce frigeală. Nu, da, așa a fost. Deschide prima da. Între geamul. Le dăm formula asta, domn profesor? Nu, nu, nu. Nu vreți încă? Nu-i dați like și share. Asta e. Asta e, învățăm formule. Cel mai important. Eu le-am scris două, astea două pe care le-ați învățat-o. N-am înțeles. Aia, formula. Nu dăm formula, ci ne interesează mulțirea asta. L-am luat pe minus 7 și am mulțit pe amândoi. Da. Și minus 7 ori minus 7 fac 4, plus 49. Da, deci e a pătrat. Minus 7 ori minus 3, minus cu minus la mulțire fac plus, 7 ori 3, 21 radical din 5. Da. Cu minus 7 am terminat tot.
Acum, intră în lucru 3 radical din 5 care s-a făcut de la capăt. 3 radical din 5 ori minus 7, minus 21 radical din 5. Adică e primul cu ultimul deci, și al doilea cu primul. Se înmulțește primul cu toți ceilalți de aici. Pe rând. Deci ia pe rând primul de aici cu toți. Încerc să înțeleg formula. El formula o vrea, domnul profesor. Dar nu vrea formula, nu formula. De aia, nu mă da, lasă-mă că știu dar ce fac. Dar nu se da și mă lucra frumos? Da, mă, da. Da, eu știu momentul când trebuie dat. Okay. Dacă dăm formula. Acum. Formula e în față forma și mecanică, dar eu aici ce experimentez? Mulțirea două paranteze, semn la algebră. Am multe lucruri aici. De aceea am... Dar e voie să... Nu, atenție, Adi. Cum se mulțesc două paranteze? Se ia primul element, primul de pe prima poziție și se mulțesc cu toți cei din paranteză. Cu toți cei din paranteză. Apoi, al doilea, cu toți cei din paranteză. Și asta e ideea de mulțire a două paranteze. Și ce n-ai înțeles tu aici? Da, am înțeles. Doar să fac și eu. Vrei și tu, da. Imediat am învățat și tu. Deci doar formula îmi trebuie. Nu, măi. Gata, Adi. Nu, mă, dar nu-ți-o dă, nu-ți-o dă, gata. Insista că nu am nicio formulă. Acum, nevoie să înțelegeți cum se mulțesc două paranteze. Minus 13, da? Minus 13 radical din 2, minus 5, totul de mulțit cu 2 radical din 2, plus 3 radical din 3, plus 1, egal cu 1. Egal cu... Domnul profesor, dă-l la nimeni. Înmulțim... Ei, pe primul și mulțești cu toți. Toți, da. Și vine minus 13 radical din 2 ori 2 radical din 2. Adică? Egal, care este egal cu... Semnul mă interesează mai întâi. Minus. Minus. Minus 26. 26 radical din 2, la 2. Egal cu 4. Adică 2. Da. Că radical din 4 face 2. Ori 2. Adică puteam să zicem deodată ori 2. Da, da, eu n-am înțeles, domn profesor. Cine? Tu, da? Da, ai înțeles? Da, am înțeles, sigur. Deci, sigur asta, da? Da. Dacă nu, spui, domnule, n-am înțeles, că doar nu e nicio crimă în asta. Acum, tot ăsta, următorul. Minus 13. Așa, și 13 ori 3 putem înmulți. Semnul stabilim cât este minus... 39. Minus 39. Radical un radical din... 5! Din 6, pardon! 6! Ce zic eu? Deci, cum ai zis 5, mă, puțeam? Nu știu. 2 ori 3. Așa. Nu-i 2 plus 3. Așa am zis eu în cap. 6, dar ești și altceva. Minus 13 radical din 2. Minus 13 radical din 2 și la revedere, ai terminat cu primul care îi epuizat pe toți. Da. Urmează minus 5. Minus 5. Minus 5, minus 10 radical din 2. Da. Egal din 2, plus 15 radical din 3. De ce plus? Minus 15 radical din 3. Minus 15 radical din 3. Minus minus 5. Minus 5. Și egal cu. Și egal cu. Deci. Facem. Reducem. Mai întâi. Nu, 26. Minus 50. Minus 52. Minus. Radical de 6 nu mai avem nicăieri. Ne uităm la calculator, nu mai am nimic. Minus, deci, minus 39. Radical din 6. Da. Minus 30. Plus 3. Mare. A, nu! Plus 23. Mare, minus 23. Minus 23. Minus 23. Dar mai ai și un minus 5. Anul ăla era cu minus 3, da. Minus cu minus la adunare. Minus. Se adună și minus. Semnul cu minus. Semnul comun mai. Nu-i mulțire. Minus 2 cu minus 3, cât este? Minus 5. Minus. Păi asta e și aici. Minus 13, minus 10. A, minus 23. Minus 23.
Radical din 2. Radical din 2. Minus 15 radical din 3. Minus 5. Rămâne așa și minus 5. Și dăm mai departe. Nu este egal cu... Ce n-ai înțeles? Ce dorește exercițiul să aflăm? Exercițiul ăsta să aducem la o formă mai simplă. Să mulțim aceste două paranteze. Dacă știi să mulțim, semni la algebră. Sigur că da, ce urmăresc foarte multe lucruri. Asta. Acum, hai să vedem. Minus 52 și cu minus 5. Minus 57. Minus 57. Radical din 6 mai am cineva? Nu. Oh, pe 6 să scriem ca 3, ca 3 ori 2. Să scriem ca 3 ori 2 și tu rămâne așa. Da, exact. Sau radical din 2 ori radical din 3. Putem să scriem așa și tu mă închipui să ai 39 radical din 2, radical din 3 și nu ai ce face. El ce rămâne așa? Radical din 6 ca un termen de sine stătător. Din 2 și 3 pe acolo. Nu ai ce le face. Ei sunt... Ăștia 23 de radical din 2 sunt de o parte și ăștia 15 radical din 3 iar de sine sunt de așa, deci nu mai știu de albești. Deci minus 39 radical din 6 minus 23 radical din 2 minus 15 radical din 3. Și cu asta exercițiul aici îngheață. S-a terminat. Da. Acum, aș vrea să vă arăt un lucru spectaculos. Din nou, ne pregătim de like și share. Nu uitați de like și share. Stai, ce urmează? Am așa. 1 supra radical din 2. Stai acolo. Nu mă, nu am așteptat ăla încă. Da. Veniți să vedeți lecția. Da. 1 supra radical din 2. Îl amplificăm și sus și jos cu radical din 2. Deci înmulțim și numărătorul și numitorul. Știți bine că o fracție se transformă într-una echivalentă. Da. Dacă mulțim, exact cum am face la fracție, când ne amplificăm. Da. Da? Da. Deci înmulțim cu radical din 2 și numărătorul și numitorul. Și deci egal cu radical din 2 ori 1, supra radical din 2, ori radical din 2. Care face radical din 2. Dar nu o simplificăm. Da, da, dacă mă simplific, mă duc dinapoi. Da. Dar eu am special am făcut așa, ca să mă duc în radical din 2, radical din 2, care face radical din 4. Adică radical. Și face 2. Ei, fenomenul ăsta de scăpare de radicalul de la numitor se cheamă raționalizarea numitorului. Și raționalizarea radical din 1 supra radical din 4, radical din 4 supra 4. Deci 1 supra radical din 4. Radical din 4 supra 4. Păi, 1 supra radical din 4 e radical din 4 din 4, sigur că da. 1 supra radical din 10 e radical din 10 supra 10. Corect! Da? Deci, este pe bar. Dar este o chestie foarte clară, v-am arătat-o acum, da? Deci, atenție! Sunt această operație așa de interesantă, când scăpăm de radicalul de la numitor, se cheamă raționalizarea numitorului. Raționalizarea, pentru că am făcut ca la numitor să fie un număr fără radical. Nu uitați de like și share. Asta, da, fără. Să nu uitați, da, că mai au de voi. Da? Spune-mi așa. Spuneți, raționalizarea numitorului. Da? Raționalizarea unei fracțiuni. Raționalizarea unei fracții. În paranteză, scăpăm de radicalul de la numitor. Asta înseamnă raționalizare, în paranteză, scăpăm de radicalul de la numitor. Scăpăm de radicalul de la numitor. Scăpăm de radicalul de la numitor. Asta înseamnă raționalizare. Da. Bun. Da, acum dau un exercițiu în continuare. Mai dau eu încă aici. Te rog, 1, nu, 2 supra radical din 7. Anca. Cât 1, 2? Înmulțim cu radical din 7. Și sus și jos. Și faci 2 ori radical din 7. Supra 7 ori radical din 7. Radical din 7. 7 ori radical din 7. Este egal cum? Face 2 radical din 7, supra
Sunt la 7, nu? Uh-huh. Asta e 49. Și radical de 49 face 7. Nu uitați de la și 7. Dar 2 radical din 7, adică să fie și mai clar. Se introduce? Da, să scrie 2 radical. Bun, important este să scăpăm de radicalul de la numitor. Da? Deci asta a fost ideea importantă, să scăpăm de radicalul de la numitor. Sigur că putem face și operația asta, pe 2 îl băgăm sub radical, ca și mișcare, ca antrenament, Miruna. Da? Ca antrenament, deci... Adică 7 ori 4. Radical de 28 supra 7. Însă să știi că nu se obișnuiește decât să ajungem cu radical, încât să nu fie pătrat perfect aici. Să scoate tot ce se poate face în față. Deci în calculele care le-am văzut, am văzut așa că apare radical din 3, radical din 5, radical din 2. N-apare aici. Puteam să-l introduc pe 3 sub radical. Da? Dar noi când zicem lucrăm cu radicale asemenea, înseamnă că rămânem sub radical fără pătrat perfect. Și acolo da. Radical din 28 supra 7 se simplifică cumva? Nu am cum. 28 cu 7, pentru că 7-le ăsta e sub, aici e sub radical și ăsta nu e. Dacă vrei, eu pot să fac așa, radical din 28 supra radical din 7 la a doua. Adică în loc de 7, zic 49, și fiindcă e și radical de sus și radical din jos, zic un radical adânc din 28 supra 49, 28 prin 49 și acum simplificăm prin 7. Prin 7, care sus este 4 și jos este 7. Dar nu putem chiar prin 28? Cum zic, 28 cu 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 28. Adică tot ce mi-ai propus tu a fost așa, hai să mai facem ceva. Și am făcut tot ce mi-ai propus tu, ca să ne toacem la Iisus care poate face. Da. Ai văzut? Da. Dar el aici se oprește, Miruna. Aici ne oprim. Deci aici ne oprim, nu mai facem niciun pas. Da. Domnul Sor, ne-a dat un exercițiu. Să mai dau un exercițiu? Da. Vedeți ceasul cât este? Timpul este... 27. Avem timp. Acum începem. Mai avem încă jumătate de oră, de profesor. Nu, ceasul este și 51. Așa, dar abia acum începem. De așa interesant. Așa. Vreau să vă atrag atenția că ce facem acum va fi de maximă importanță cât e repede când mă trage la școală. Deci, eu ce vă fac acum, vă fac să vă simțiți la clasă într-o stare de bine de nu vă închipuiți. Da? Pentru că aceste exerciții le faceți la clasă. Cât de curând. Așa. Urmează... Domnul profesor, le-am dat și formula la minus, vă păcăliți până la urmă, Adi? Știu. Ar nu da, păi... Nu mai scrie. Nu, 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 nu a păcălit. Că aceea care o vrea el încă nu... A, dar nu e asta? Nu, aceea e formula, când am dat-o cu plus și minus. Deci plus și minus. Atenție. Când ajungi și formulele? Lasă-mi formulele la aia. Uite acum. Când vorbești, tot ce vorbești, trebuie să scriu. 1 supra 2 minus radical din 3. 2 minus radical din 3 supra... Nu. Cu cât se mulțesc eu și sus? 2 minus radical din 3. Cu radical din 3. Numai cu radical din 3. Adică înmulțesc numai cu radical de 3 ca să faci pericipul ăsta. Dar atingi și pe 2 și rămâi 2 radical de 3. Vezi? Cu radical de 3 trebuie să înmulțești pe amândoi. Da. L-ați prins la trebuie. Acum vă spun sau cu minus radical de 3? Nu, e 2 minus radical de 3. Cu 2 plus radical de 3. De ce? Nu știu, o să vă spun pentru că așa este. O să vă spun îndată. Deci amplificăm și sus și jos fracția cu 2 plus radical de 3. Ce este egal mai departe cu 1 pe lângă 2 plus radical din 3? Adică așa. 2 radical din 3. Da. Totul supra 2 minus radical din 3 pe lângă 2 plus radical din 3.
Și eu știu să mă descurc aici, că știu să mulțesc două paranteze, că am mai făcut asta, da? Și e cam mai departe. Cu 2 plus radical din 3, care rămâne, te rog să vorbești tu. 2 plus radical din 3, supra. 2 ori 2. Așa. Ai 4. Da. 4 plus 2 ori radical din 3. Da. Minus 2 ori radical din 3. Da. Plus, minus radical din 3 la 2. Minus radical din 3 la 2. Ce egal cu? Adi? Hai Adi, continuă. Îți dau legătura? Mai întâi trebuie să faci pe luna. Faci 2 plus radical din 3. Păi, păi nu reducem 2 radical din 3? Radical din 3? Sigur că da. 4. Și 4 minus 3 egal cu? 4 minus 3. 3. Și egal cu 1. Și face 2 plus radical din 3 supra 1. Este minunea minunilor, pentru că scăpăm de radical. Și ăla... Atât trebuie. Da? Vedeți? Numai așa, dacă mulțiți cu... La radical, dacă e la radical din 3 ce cu minus, trebuie mulți cu plus. Și dacă acolo e cu plus, trebuie mulți cu minus. Asta. Asta e toată șmecheria, da? Deci tot timpul asta trebuie. Bună, dacă vă dau acum. Noi știm, domnul. Să vedem. Ce domnul ăsta e că... Anca. Anca, te rog pe tine acum. 3 supra 1 plus 2 radical din 5. Cum? 3 supra 1 plus 2 radical din 5. Lasă-o pe acolo. Minus 2 radical din 5. Asta e. Înmulțim cu 1 minus 2 radical din 5 și sus și jos. 3 pe lângă 1 minus 2 radical din 5. Supra... Lasă-o pe în camera. Pe lângă. Jos. Jos. 1 plus 2. Vorbește încă. 2 radical din 5 pe lângă 1 minus 2 radical din 5. Exact. 1 minus 2 radical din 5. Și egal cu. Se reduc. Facem acolo 1, 3, 3 minus 1. 3 ori 1. 3, nu? 3. Dar mulțim cu 3 ori 1. 3, ia, că vorbește, te rog. 3 minus 6 radical din 5. Da. Supra. Supra 1. Da. Minus 4. Hai să mulțim. 1 ori 1, 1. 1 ori minus 2 radical din 5. Deci minus 2 radical din 5. Ei se mai mulțăresc. Uitați. Ne-am căzut capacul pe jos, domnul profesor. Haideți să vă spun un lucru. Necorect. Aruncă cu, domnul profesor, aruncă cu pixul după mine. Ba da, atât vine. A, domnul profesor. Ba da. Tot pe mine de vina. Da. Începem. Da. Deci, 3. Dacă vreți, mai continuu. Da, nu, nu vreți să mai continuăm. Nu vreți să mai continuăm. 3 ori 1, 3. Pe Anca, 3 ori 1, 3. 3 ori 2, 6. Deci minus 6 radical din 5. Acum, Anca, începem cu 1. 1 ori 1. Așa l-am scris. 1 ori 2. 2 radical din 5. Și am terminat cu 1. Urmează 2 radical din 5. Și vin 2 radical din 5 ori 1, 2 radical din 5. Plus 2 radical din 5. Se reduce. Când ajungem să terminăm de mulțit. Uităm termenul. 2 radical din 5 ori minus 2 radical din 5. 4 radical din 5. 4 ori 5. Minus 4 ori 5. Adică 20. Da. Minus 20. Minus 20. Și egal cu. Acum se reduc. Exact. Este o dovadă că am scăpat de radical. Și faci 3 minus 6 radical. 5 supra 1 minus 20. Supra 1 minus 20. Și faci 3 radical. 3 minus 6 radical din 5. Supra cât? Minus 19. Iată că am scăpat de radical. De la numitor. Deci așa, acest fenomen
acest fenomen... Nu trebuie să uite spectatorii să dea like și share. Sigur că da, este lucru important. Felul în care scăpăm de radicalul de la numitor, înmulțind, vedeți, cu semnul opus de cum vedem la radical. Dacă la radical aici este cu minus, o mulți cu plus. Dacă e cu minus, face cu plus. Exact. Și deci, dacă e cu plus, face cu minus. Deci inversul. Da? Da? Tot timpul așa, ca numai așa avem baftă, ca la mulțirea care o facem aici, să scăpăm de radical. Dau? Da. Cine urmează? Miruna, nu? Că a făcut Anca. Da, da, și urmează tot data. Nu. După Anca urmezi tu. Deci, bine. Avem așa. E. Paranteză rotundă. Dictezi de la 18. Da. Paranteză rotundă, 2 minus, ăsta este 18 E. Să știi, domnul profesor, adică. Deci, este 18 E. Da. Avem paranteză rotundă, 2 minus radical din 2. 2 minus radical din 2. Închide paranteză rotundă, ori, paranteză rotundă, 2 minus radical din 2. Este egal cu 2 minus radical din 2 la a doua. Da. Și este egal cu 2 la a doua minus radical minus, minus 2. Este egal cu 4 ori 2 și 4 ori. Cum? E așa, 2 minus radical din 2 la a doua. Și voi sunteți de acord? Nu. E că e cu plus. Ce formulă e acolo? Dacă e diferență, că e diferență de luna. Da, și nu e fiecare la pătrat. Și de două ori prima parte mulți cu a doua. Deci, aici e greșeala mare. Da? Neapărat. Pentru că, Miruna, hai să mulțim. Uite, să zicem că nu știm formulă. Dar știm să mulțim două paranteze. Am învățat, da? Da, adică 2 la 4. 4 plus. Atenție, Inca. 2 ori minus 3. 4 minus. 2 radical din 2. Da. 4 minus 2. Dar de ce minus? Aaa, pentru că mulțim de radical. Pe ăsta cu amândoi, măi. Păi nu așa am vorbit. Minus 2 radical din 2. Iarăși minus 2 radical din 2. Plus radical din 2 la 2. Plus radical din 2 la 2. Și egal cu 4 minus 4 radical din 2. Care se... Nu, 2 radical și cu minus 2 fiind 4 radical din 2. Da. Și plus 2. Da. 6. Egal cu 6. Minus 4 radical din 2. Deci 6 minus 4 radical din 2. Și așa îngheață. Așa îngheață. Da. Iar cum spuneai tu, era o greșeală gravă. Ești convinsă? Da. Da? Era de ce note? 2. 2 și mai. Nu? 2.40. 2. Adică 2. Punct. Urmează... Atenție multă. Mi-a luat tot. Pe domnul profesor de la clasă nu a pus niciodată 2 pe... La... Sau note, cum facem foarte bine la tablă. Doar la teste. Da. Fiecare profesor are stilul lui propriu. Da. Vreți să fiți profesor? Nu. Așa. O întrebare, bună. Da? Ți-ai închipui faza asta când te prind pe o greșeală și te trec la loc și doi? Aoleu, nu cred că Adi, nu cred că ai fi mulțumit. Noi vă iubim. Domnul profesor, dacă o să fiți profesor aia la clasă, o să faceți pregătire cu bani și dacă vă dau bani, o să le puneți doi. Nu e adevărat. Așa fac unii profesori. Asta e povestea cea grea a învățământului. Pentru că, vezi, voi copiii, fără să vă dați seama, sunteți victima acestui sistem. Practic se cumpără nota, nu? Se cumpără nota și atunci... Nu la toți profesorii. Nu la toți profesorii. Nu la toți profesori, dar în mare... Dar mă stai ca în frunte. Pătă-ți! Da. Azi mobil a fost. Nu vezi că Hiron, dar nu Anca. Da. Arătesc ca în cuța. Se dă o pătaie la oricum. Paranteză rotundă, Banu Adi. Paranteză rotundă, 3 radical din 3 minus 4.
Închide paranteza rotundă, ori, paranteza rotundă, 3 radical din 3, minus 4, închide paranteza rotundă. Bun. Egal. Cine vorbește? Ah, eu. El urma. Sau Miruna, că da. Ea. Miruna. 9 ori radical din 3 la 2. Deci 9 radical din 3, de ce cât? E luat pe asta? 3 ori radical din 3, da. 9 radical din 3 la 2. Plus, nu, minus, vă asigur că minus, minus 14, 12 radical din 3. Minus 12 radical din 3. Acum am trecut la minus 4. Minus 4. Și o iei de la început. Da, minus 12 radical din 3. Uite, iarăși. Plus 16. Adi, tu ce ai greșit? Am scris în loc de minus plus. Păi, hai să vedem. Hai să luăm de la început. Ăsta ori ăsta face plusibil. Da. Ăsta ori ăsta minus. Minus. L-ai scris, n-am scris aici. Și acum, minus cu plus, minus. Minus. Minus 12 radical de 3 și plus 4 ori 4. Plus, plus 16. Plus 16. Și egal mai departe. Miruna, te rog, vorbește până la capăt. 9 ori 3. Da, 23. Da. Minus 12 radical din 3 la 2. Nu, mulțit. se reduc. Nu e mulțit. Se reduc. Minus 12 și minus 12 fac minus 24. Nu e unul plus luatul cu minus. Da? Nu e minus 12 radical din 3 și plus 12 radical. Și minus 12 radical din 3 ori 2, nu? Adică minus 24. Ne-am adunat. Radical din 3. Așa, plus 16. Dar nu mă radical din 3. Radical din 3 egal cu 28 minus 16. 12 ori radical din 3 sau radical din 3. Da. Ori, nu mai se mai pronunță ori, dar e mulțire da. Acolo. Și 27 plus 16. 27 plus 16. 41, nu? 43. Da, 43. 3 minus 24. Minus 24 radical din 3. Și înghează. Și nu mai avem ce face. Hai să vedem un altul. Cine e acum? Adi. Adi, da. Este, avem grâu. Paranteza rotundă, 4 radical din 2 minus 3, închid paranteza rotundă. 4 radical din? 2 minus 3, închid paranteza rotundă, ori, paranteza rotundă, 4 radical din 2 minus 3, închid paranteza rotundă, egal. Egal cu 16 radical din 2 la 2, adică 16 ori 2. Da. 16 ori 2, minus 12 radical din 2. 12 radical din 2, da. Așa, minus 12 radical din 2. Da. Plus 9. Plus 9. Egal cu, egal cu. 16 2 facem. Da. 32. 28. Cum? 16 2? 28. 22. 12, 1, 32. E blocată? 32. Minus. Minus 12 radical din 2. Minus 24 radical din 2. Minus 24, că e de 2. Mă scuzați, domn profesor. Minus 24 radical din 2 plus 9 și care face 41, nu? Da, 41 minus 24 radical din 2. Așa Todore, Todore, te rog. Urmează H. Paranteza rotundă 5 radical din 2 plus 2. 5 radical din 2 plus 2. Închid paranteza rotundă, deschid iarăși rotunda. 5 radical din 2 plus 2. Asta trebuie să spun și unul frumos. Da. 2 plus 2. Și vine este egal cu 5 radical din 2 ori 5 radical din 2 egal cu 25 radical 25 ori 2. Da. 25 ori 2. Care face aici? Da, 50. 25 ori 2. Da, 50 ori 2. Așa. Plus 5, 10 radical din 2. Plus 10 radical din 2. Și am terminat cu... Minus. Cu 5 radical din 2. Acum minus 10 radical din 2. Minus.
nu știu. A, da, este plus. Plus 10 radical din 2. Plus 10 radical din 2. Plus 2, 4. Și egal cu? Și este egal cu 50. Deci plus... 54 deodată, Tudorec. Da, 54. 20 ori 2. De 20 ori 2, 40. Deci, 20 radical din 2. Că e 10 și cu 10. Și așa îngheați. 54 minus 10, 20 radical din 2. 20 radical din 2. De ce ai zis tu 40? Pentru că nu am zis 20 ori 2. De ce ori 2? Ai zis radical din 2, radical din 2. Da. Da? Nu, că nu suntem mulțiți, Miruna. Ce termen mai avem? Șșșt! Hai să vedem. Ce mai avem? Că nu... Ba da, mai aveți. Atenu. Nu știu, voi ziceți. 19 nu-l aveți? Nu. Care îl ziceți? Asta e lumina. Da. Facem mâine. Facem mâine, ca să obosi, da? Da, obosi. Acum mai vorbă profesorii, nu vezi să așa ceva. Vrei să rămâi? Da! Rămâi! Singur cu domn profesor, nu, da? Dacă rămâneați voi, Rămânem dacă voi sunteți așa. Da? Nu, dar ți-a plăcut, mă bucur. Uite, am să zic la mami că tu ai fost singurul care mergi. Aș vrea ca mâine să ne întâlnim un pic mai devreme, să facem. Nu pot, la cât? La 5. Nu pot mai devreme. Ai antrenament? Are la 8. La 8. Nu știi, ziceți la 8. Da. La 8 și ceva se termină. Cât e acum? 9. 9. Eu vreau să merg la mănăstiri la 9 încolo. Dar mă duc la 9, sper să mă duc. Da. Mai lucrat sinteza, sinteza. Sinteza. Da. Sinteza orei. Văd că da. Nici acum nu știu să vorbești paranteză. Ba, da. Acolo, băi, da, sinteza orei. Da, A plus B plus A plus B plus C. La formulele astea, nu le dă. Formulele astea, da, nu. Da, da, nu. Nu, nu vrea să le ieși după ca și formulele. Nu, păi da, dar ce nu? Nu știu să asta, problema este aici, să punem la punct învățarea, să învățăm, să mulțim două paranteze. Și știți că eu... Vedeți, mă, evit să dau formule acele pentru că ei încearcă să le memoreze, da, fără să le înțeleagă. Și atunci nu își aduce bine formula, o face, da, dar așa mulțesc două paranteze. Dar nu așa e greu să transforme? Normal. Nu se poate peste noapte. Suntem la început, aveți răbdare. Da. Voi, nu, dar ei s-au mai întâlnit? Da, asta mă întâlnit, profesor, le-ați mai spus și anul trecut. Doamne, dar ține un mic care... Domn profesor, că mi-a dat piramida aia, cum se numea? Pascal. Păi da, Pascal. Nu, și atunci mi-a dat și la a treia și la a patra, adică așa. De asta ar trebui să știi. Dar nu se poate antrenamentul continuu. La sport, asta e tot. Sinteza orei, da? Hai să vedem. Racionalizarea viitorului. Sinteza orei. Așa s-a urmărit. 1. A fost o fată aici, Ursul Georgian. Deci oricum am făcut radical, domn profesor. Domn profesor, ați avut o fată în clasa 6, Ursul Georgian? Am trecut, am avut Ursul Georgian? La clasa 6, fată Ursul? Se plasă că eu și zic că a făcut și aici, am trecut. Nu e adevărat. Minte. Așa. Da. Mincinoasul! Haideți să vedem... Dă un pic cu literea să mă uit, ca să-i zic domnului profesor ce am făcut. Radical. Da. Da. Desfacerea unei paranteze. Proprietăți. Ia nu-i cadat bine. 2. Radical asemenea. Calm, ușor. Așa. Perfect. 3. Operații cu radical. Înmulțirea a două paranteze. Domnul profesor, ne-a dat noastră 1 supra radical din 2, radical din 2 supra 2. Așa, înmulțirea a două paranteze. Paranteze. 5. Raționalizarea. Raționalizarea numitorului, da?
E vorba de scăparea din radicalul de la numitor. Și atunci ați văzut că mulțim cu partea aceea care ne interesează, amplificăm fracția și scăpăm de radical. Și până am făcut aici aplicații destule, da? Da, da. Cam asta. Ce să le spunem? La revedere, vă mulțumim că l-ați înlăit pe profană și vă dorim o seară plăcută de continuare. Nu uitați de la și share. Și ne vedem mâine seară. Și mâine seară o să le zicem la mulți ani, nu? Prietenilor noștri, celor care ne urmăresc. La revedere, dragilor! La revedere!